După cum puteți observa, astăzi, pentru prima dată în istoria casei, organizăm o acțiune de suflet pentru văz, pentru auz, pentru dezvoltarea spiritului estetic, a frumosului, a gustului. Astăzi am început practic manifestările dedicate cele de-a 60-a aniversare de la înființarea Casei de Ajutor Reciproc Lena Coza din Bârlad. Deci până pe data de 8 octombrie 2014 o să desfășurăm o multitudine de asemenea activități. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația Casei de Ajutor Reciproc Lena Coza la prima manifestare de acest gen. După cum puteți observa, astăzi va fi lansată cartea De flori în țara lui Isus, a doamnei scriitor Dorina Stoica și revista Viața Noastră, numărul 10, de la reeditare. Primul pe acest număr. Vreau să anunț că la această manifestare sunt multe somități din municipiul Bârlad pe care o să las pe domnul profesor să le prezinte. Eu atât vreau să vă mai spun că la această manifestare a noastră participă domnul Dragomir Diaconescu, președintele Casei de Ajutor Reciproc Speranța Fugioasă, cu care suntem împrățiți și avem schimburi culturale foarte dese. După cum știți, am avut un program artistic dedicat florilor și Paștelui, în care dumnealui ne-a trimis grupul folcloric Flori Dâmbovițene. De asemenea, avem onoarea de a avea în mijlocul nostru pe doamna Chițu Elena, președinta CRF-ului Târgoviște. Și bineînțeles, Fugioasa n-a venit cu mâna goală, și a venit cu doi oameni de suflet, sculptorul Berezeanu Liviu. Vedeți niște exponate deja al dumnealui. Și domnul profesor de istorie, Nenciu Paul, poet. În continuare, dau cuvântul domnului profesor Sergei Coroșencu. Ați văzut că la urmă avem o surpriză enigmistică. O să vă spun la urmă. Mulțumesc pentru surprize. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur că mă aflu în mijlocul colegilor mei de generație, fie că sunt mai tineri, fie că sunt cu ceva luni deasupra. Domnul președinte a spus că fac prezentările de rigoare și am să încep cu cei mai importanți. Cei mai importanți, bineînțeles, suntem noi trei din fața dumneavoastră. Că dacă n-am fost noi, dumneavoastră să faceți și vorbitați. Mulțumesc. Stăteați și vă uitați și așteptați pe cineva să vorbească. Și atunci, îmi permit să, fiind de fost profesor de limba și literatura română, când voi începe o enumerație, pun două puncte și urmează. Doamna profesor Dr. Elena Monu, președinta Academiei Cărbărăne, care nu putea să se așeze decât lângă domnul Petruș Andrei, poetul din Puiești, locul natal al lui Felix Taderta și a compozitorului Gheorghe Cucu. Și Lucian Vasiliu. Și Lucian Vasiliu, poetul, da? Și mulți alții. Da. Mă zări printre rânduri de scaune, pe domnul director al Casei de Cultură al Sindicatelor, George Tutoveanu. Nu George Tutoveanu îi prezentă, ci domnul Virgil Giușcă. Mulțumesc ca de obicei, da.
Și tot pe acest rând, un prieten devotat nouă, mă refer la Casa de Ajutor Reciproc, Bogdan Artene, care, dacă n-ar fi existat, nu apărea nici cartea, nici revista. Văd printre persoane și pe domnul profesor Gheorghe Gheorghe, care și-a sărbătorit Sfântul de două ori. Da. Așa. Și nu pot să nu-l amintesc și pe vecinul meu de scară, domnul profesor Lucian Ravar. Și să nu se supere ceilalți că nu-i nominalizez, dar ultima care o amintesc e și soția mea printre dumneavoastră. Referitor de la spate la față. Colaboratorul permanent al revistei Viața Noastră, începând cu numărul... Acum, domnul, fac o paranteză. Numărul 10. Da, m-a pierutat. Dar are și dumneavoastră dreptate, dar și eu am. Numărul 10, de când seria nouă. Dar eu zic de numărul 11, pentru că și la numărul 1 am pus ceva trudă, ca să spun așa. De asta am spus numărul 11, pentru că la mine ordinea îi firească. Și în primul rând, domnul doctor Iorgu Gălățeanu, care ne-a onorat și numărul trecut, domnul profesor de muzică, Nicolae Ghețău, care se ascunde pentru că dacă eu, în calitate de vorbitor cu măciuca asta, o folosesc ca diapazon pentru domnul profesor și îl punem să ne cânte. Da, am diapazon, nu pot să fiu, da. Ah, da. Bun. Acum dați voie să prezint cartea doamnei Stoica. Doamna Stoica a debutat la editura Sfera acum vreo 6 ani, pare mi se. 7 ani. Redactorul de carte cu tehnoredactorul se află aici în mijlocul dumneavoastră, e vorba de Bogdan Artene și de mine. Doamna a debutat sub auspiciile editorii Sfera, așa cum au debutat și domnul doctor Iorgu Gălățeanu, tot sub auspiciile editorii Sfera și a ajuns la peste 10 volume. Când am zis 10, peste 10, puteau fi 19. Da. Și tot sub auspiciile editorii Sfera a debutat și domnul profesor Gheorghe, cu monografia Comuna Panca, care iarăși la editura Sfera și tot eu acolo, și domnul Țara, poetul, a debutat acolo, plus alții, ca paranteză, editora Sfera primește cât Bogdan îmi primește? 15 ani pe 20 mai. La această editoră, să știți că s-au tipărit peste 400 de titluri. Două dintre ele aparțin doamnei Stoica. Cartea pe care doamna Stoica ne oferă spre lectură este un jurnal pe care l-a notat, zic eu, rând cu rând, în cele 7 zile pe care le-a petrecut în Ierusalim. De pe 2 aprilie până pe 9 aprilie. Lucruri interesante, începând cu decolarea avionului și cu aterizarea pe aeroportul Ben Gurion, am testat. În schimbul de a coborât, de a se coboară la prima.
Voiam să notez pe o hârtie mai multe date despre carte. Numai că, uitându-mă la cuprins, a zis că n-are rost să scriu acele localități, puncte de reper pe care doamna Stărica le-a vizitat, ci o să puteți să le vedeți și dumneavoastră la lectură. A scris despre bisericile pe care le-a văzut, despre locurile pe unde au umblat. A notat chiar cu, cum să spun, mici amănunte, care alea dau farmec lucrării. Au făcut un popas la Marea Moartă. Știm cu toții salinitatea ei, sub nivelul mării, o tâmpare nostimă o amintește acolo. Nu! Vă povestesc pentru că n-are rost, veți citi dumneavoastră. Locurile pe care le-a văzut au rămas impregnate puternic în memoria autoarei. Lăcașurile sfinte, oamenii cu care s-au întâlnit, preotul ghid de la Mitropolia Craiovei, care i-a condus și ce sfaturi le-a dat să, cum să se comporte în, mai ales în, la Biserica Românească, unde e construită, conjurată de ultra-ortodoxi. Și preotul le-a spus cum să se comporte ca să nu aibă, să punem probleme. Ceea ce m-a frapat și mi-a rămas în minte, puteți să și notați dumneavoastră, la pagina 36 este un aliniat, care dacă n-aveți nimic împotrivă, vă vi-l voi reproduce, nu-i mult, câteva rânduri. În fiecare an, pe 6 ianuarie, în ziua de bobotează, sub ochii mulțimii de pelerini veniți special pentru a participa la Sfințirea Iordanului de către Patriarhul Ierusalimului, însoțit de un sobor de preoți, râul Iordanul, râul își schimbă în mod miraculos și inexplicabil cursul. Și stăteam și mă întrebam, cum în 364 de zile râul curge într-un sens și într-una din zile, cealaltă zi, a ultima anului, numeric, invers. Asta nu pot să spun că nu e credibilă, dar totuși trece peste puterea de înțelegere a celui care a învățat la școală că râul curge de la izvor spre vărsare. Și încă o imagine mi-a rămas în minte când, de acum, spre plecare, după ce au vizitat atâtea locuri cât se poate de minunate, preotul ghid Ștefan Dubitru, la 131, le spune un lucru, trecând prin cu autocarul pe șoselele fără gropi ale țării, impecabile, nici o fisură, vă închipuiți, de asta e bătaie de joc. Să n-ai tu o groapă, să nu faci așa. Da. Povestește despre locurile aride care au existat cândva acolo, deșert și piatră, și care acum sunt pline de verdeață. Ce îi spune? Între statul român și Israel au fost relații de colaborare și de strânsă prietenie pe tot parcursul istoriei. În prin anii 65, aceste locuri erau lipsite de vegetație. Nisipul și piatra au fost acoperite cu un strat de pământ fertil care a fost adus din România vapor. Deci, concluzia care? Dacă vă veți duce acolo, veți călca pe pământ românesc. Și să vă simțiți ca acasă.
Fac o mică paranteză, văd printre cei care au venit după mine, pe familia Romete, familia Ichim, prietenii mei, care vor face ceea ce scrie doamna în carte, precum a făcut Iisus. Le voi cere un pahar cu apă și vor transforma apa în vin. Îi salut și mulțumesc că au venit aici. Da, de asta. Acum, eu cu prezentarea mă opresc aici. Vreau numai să mai adaug că doamna autoare a scris o carte pe care predecesorii dumneavoastră ne-au încântat atât în liceu cât și după lecturile care le-am avut. Gândiți-vă de un vasluian de-al nostru, Nicolae Milescu, spătar de profesie. De la Moscova a plecat ca ambasador până în China și a scris un jurnal de călătorie. Vă închipuiți dacă doamna a călătorit cu avionul cât de la București până la? Două ore. Nicolae Milescu, 2 ani. A Moscova până în China. Cu mijloacele respective de transport ale timpului. Apoi să nu uităm pe Iordache Golescu, care a plecat de la București până în Budapesta și dincolo. Să nu uităm de ceea ce ne-a încântat Calistrat Hogaș în scrierile lui, în Munții Neamțului, unde sunt și acolo descrise lăcașuri de cult și oameni și întâmplări. O felicit pe doamnă și partea a doua las tânărului Andrei, îi spun tânăr așa, ca poate îi mai preiau din emoțiile care le are și să prezinte celălalt aspect al lucrării, partea de suflet și de credință. Felicitări, doamnă, și mai așteptăm. Îi mulțumesc domnului Serghei. Îmi cer iertare în fața dumneavoastră, căci n-am avut curajul să fac o exprimare liberă, ci în cumpăna zilelor de ieri spre astăzi, mi-am îngăduit să scriu câteva rânduri, din cauza că îmi știu inima nestatornică și mi-ar fi fost frică să nu mă blochez. După cum a spus și domnul Serghei, Cartea de Florii în Țara lui Iisus reprezintă un jurnal de memorii din călătoria autoarei în Israel, o călătorie pe care eu am văzut-o emoționantă, în care autoarea a avut șansa să descopere, să redescopere și să înțeleagă și mai bine credința noastră strămoșească, ortodoxia, dar și patriotismul românesc. Consider că este scrisă într-un stil simplu și smerit, se citește ușor și cred eu că merge direct la inima cititorului și mai cred că oricine o va citi, credincios sau necredincios, creștin sau necreștin, va dori să vadă și el și să cunoască locurile sfinte, locul nașterii Mântuitorului, al patimilor și al învierii și al înălțării sale, Ierusalimul și întreg Israelul. Acest volum pentru mine s-a arătat a fi plin de lumină, dar și tainic, plin de revelații și de simplitate și de mângâiere. El odihnește, căci întotdeauna simplitatea unită cu sinceritatea inimii va odihni și mângâie, căci vorbește de însăși mângâierea supremă. Cu toate că scriitoarea aici de față nu încearcă să convingă și să convertească pe nimeni la nicio credință, cred că această carte tocmai aceasta va reuși și va face, sau cel puțin pe cel care o va citi cu deschiderea și cu sinceritatea inimii, pe acela îl va pune serios pe gânduri. Să nu vă speriați, căci ea nu exprimă adevăruri teologice complexe sau filozofii complicate, ci pur și simplu trăiri sublime, normale, al unui om normal, aflat într-o călătorie de vacanță, dar într-un loc special, trăiri omenești îmbinate cu suprarealul locului, adică cu realitatea, cu rămare a locului,
o realitate concretă și nu relativă, căci adevărul nu este relativ și nici nu poate fi relativ, așa cum încearcă unii astăzi să spună. Un așa zis adevăr relativ este de fapt o minciună, adică o nesinceritate. Cartea aceasta însă, cred eu, izvorăște tocmai din sinceritate și din trăirea inimii unită cu o adevărată căutare, cu însuși adevărul și cu credința cea dreaptă, adică cu Dumnezeu. Inima omului este înșelătoare, cu toți știm aceasta, mai ales cei care am gustat din dragostea trupească. Dar inima unită cu Dumnezeu, Dumnezeu care este adevărul în persoană, deci inima care caută adevărul din toți rărunchii ei, cu toată ființa, sinceritatea și nădejdea sa, nu va putea rătăci prea departe niciodată de adevăr. Această carte, care nu deranjează pe nimeni, care nu atacă pe nimeni, care nu face nicio propagandă, care povestește direct și simplu, sincer și cu bunăvoință, blând și smerit, o călătorie într-o țară pe care o iubesc deopotrivă și creștinii, și iudeii, și musulmanii, această carte, fără intenția ei explicită, este, de fapt, o profundă mărturisire de credință. În inima mea a născut două sentimente aparent potrivnice. Pe de o parte, bucuria, evlavia și recunoștința că m-am născut ortodox și că m-am născut român. Dar pe de altă parte și o mare tristețe, o tristețe adâncă. Tristețe pentru mine, că sunt necredincios și nepatriot, și tristețe pentru aproapele meu, că este și el, săracul, la fel de necredincios și nepatriot ca și mine. Și aș dori să îngăduiți un scurt monolog al tristeții mele, care nu are și are legătură cu cartea. M-am întristat căci suntem tot mai mulți dintre noi care am abandonat rugăciunea, adică dialogul cu Dumnezeu. Rugăciunea e la îndemâna oricui, bolnav sau teafăr, tânăr sau bătrân, femeie sau bărbat, matur sau copil, sărac sau bogat. Cum poți spune că iubești și crezi în cineva dacă nu-i vorbești sau dacă nu cauți tot timpul să descoperi, să redescoperi și să cunoști acea persoană? Cum am putea, de exemplu, să spunem aceasta noi, bărbații, soțiilor sau mamelor noastre sau bunicilor noastre, că le iubim și credem în ele, dar să nu le băgăm în seamă, să le chemăm doar când avem vreo nevoie, sau să nu ne intereseze ce vor și pur și simplu să ignorăm orice știm noi că le-ar face lor pe plac. Oare cât de triste ar fi aceste femei? Și ce e mai înduișător pe lumea aceasta decât o femeie sau o mamă tristă? Și m-am gândit că poate doar inima zdrobită a unui tată, deci a unui bărbat sau a unui copil trist, căci atunci când vedem o mamă plângând, ne înduioșăm întotdeauna nespus, dar atunci când vedem un tată plângând, parcă ne cutremurăm, parcă e ceva nefiresc. Și atunci m-am gândit azi noapte, în jur de ora 12 noaptea, când am scris, dacă așa e cu omul, oare cu Dumnezeu cum e? Sau cu copilul său, cu fiul său pe care l-a iubit, el care este inima cea mai întreagă, iubirea cea mai presus de iubire și adevărul mai presus de adevăr. Oare pe El, pe Dumnezeu, cum îl doare dacă pe noi, care suntem atât de mici, ne doare ceva atât de mic, atât de mare? Toți cei care avem copii, cunoaștem sentimentul de durere al inimii numai la gândul că ai noștri copii ar putea ajunge rău sau să iubească minciuna mai mult decât adevărul. Eu personal am un copil de doar un an și două luni și altul care s-ar putea naște chiar și acum în timp ce vorbim. Mulțumesc! Dar gândul acesta de care v-am spus, doar simplu acest
Gând că al meu fiu ar putea ajunge rău, mă înfioară și mă doare cumplit. Un simplu gând. Că ar putea copilul meu cumva să rătăcească, să cadă în greșeli și să mă ignore. Și fac o paranteză, că unii dintre dumneavoastră poate mă cunoașteți mai demult, mă gândesc acum și la săracii părinții mei, la tatăl și la mama mea. Și m-am întrebat iarăși, dar oare cu la Dumnezeu cum e? Dumnezeu care și-a privit pe unicul său fiu omorât de om, dar totuși n-a intervenit, tocmai ca să se mântuiască omul. Ce simte oare Dumnezeu care a făcut aceasta pentru noi toți, creștini sau necreștini, și totuși toți l-am lepădat și când toți scuipăm în cuvântul Lui, adică în Fiul Lui, în Hristos și în legile Lui și în toate cuvintele Lui și în biserica sa, pe care acesta a întemeiat-o scurgându-și ultima picătură de sânge pe cruce. Ne folosim de câțiva preoți slabi, oameni ca și noi, ca să ne justificăm de multe ori lenea, superficialitatea și, de fapt, nesinceritatea noastră și nedorirea noastră de Dumnezeu, ci dorirea doar de noi înșine. De noi înșine, de o credință după chipul și asemănarea noastră și nu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Cel ce a întemeiat biserica noastră ortodoxă, credința în care acest popor s-a născut, căci poporul român s-a născut odată cu creștinismul. Poporul român, din câte știu eu, este singurul neam în lume și în istorie care a avut strămoși ce credeau într-un singur Dumnezeu. Și aici vorbesc de daci. Și singurul popor care s-a născut odată cu învierea și cu propovăduirea ei. Singurul popor din lume. Și m-am gândit iarăși, oare cât a iubit și iubește Dumnezeu pe români? Ați văzut că domnul profesor a spus că te duci în Ierusalim și calci pe pământ românesc. Oare cât a iubit și iubește Dumnezeu pe români care i-a născut și de le-a dăruit lor acest dar? Cum se simte oare Hristos, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, El care a spus clar și singur, singur în istoria lumii, până la El, după El au spus mulți, dar până la El a fost singurul, a spus și vă citez, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine și eu și Tatăl una suntem. Ce spune oare Hristos când noi îl punem în același rând cu toți idolii, cu toți diavolii, cu toate ereziile, când noi afirmăm cu convingere că toate religiile sunt bune sau că nu contează ce credință ai, că toți ne închinăm la același Dumnezeu? Oare ce spune Dumnezeu de aceasta? Și m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea o minimă înțelepciune să înțeleg aceste cuvinte. Și mi-a venit în gând că a spune că toate religiile sunt bune este ca și cum am spune că venirea, patimile și jertfa Mântuitorului au fost inutile. Pentru că oricum ne-am fi putut mântui chiar și fără să vină El. Religii existau și înainte de Hristos. Iar a spune că Iisus nu a fost Dumnezeu, ci un mare om, un mare învățat, nu poate fi decât o mare neînțelepciune. Căci El singur a afirmat că este una cu Dumnezeu și că este Dumnezeu și că Dumnezeu este treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa că trebuie să alegem clar în inima noastră ce credem. Pentru că a crede nu este neapărat un act de rațiune, ci un act de voință, a voi. Și atunci avem de ales două din una. Ori alegem să credem că Hristos a fost un simplu nebun, deci că dacă a fost un simplu învățat, n-avea cum să fie un învățat sănătos dacă el știa că e Fiul lui Dumnezeu. Ori că, într-adevăr, a fost Dumnezeu. Una din două. Am auzit pe cineva, dar vă spun că numai două sunt căile. Nu sunt trei, nici patru. Însă orice creștin botezat, și eu cred, am convingerea că orice ateu convins,
Deci vorbesc de unul convins, nu unul teribilist sau de conjunctură. Nici măcar un ateu nu cred că are curajul să spună despre Iisus că a fost un nebun. Cel puțin un ateu citit. Nu cred că poate spune așa ceva. Cei care spunem că toate religiile sunt bune, suntem asemenea acelora ce zic că toate ciupercile sunt bune de mâncat. Dar noi știm că cele mai multe sunt otrăvitoare. Și cum adică să zici că adevărul și totul este relativ? Cum am mai spus, un adevăr relativ, chiar și numai un pic atins de minciună, nu mai este adevăr, ci minciună. Și am dat un exemplu care mi-a venit în minte un pic cam îndrăzneț și am zis, ia încercați dumneavoastră să puneți într-un moment însetat, într-un pahar cu apă cristalină și rece de izvor, doar o picătură, numai o simplă și cea mai mică picătură de urină. Mai vreți să beți acel pahar? Îl mai puteți bea? Doar dacă vă pune cineva cu forța. Mai este aceea apă curată? Apă vie? Și cine este cel însetat? Acela este sufletul nostru. Cum să-i dăm să bea sufletului nostru învățături mincinoase sau false, deslipindu-ne astfel de adevăr? Și ca să nu plictisesc prea mult cu monologul meu al tristeții mele și să revin la cartea propriu-zisă, vreau în legătură cu acest mic monolog sau lung, cum îl percepeți, să spun că din experiența personală am observat că cei care spunem că toate religiile sunt bune, pentru că și eu am spus, și nu odată, suntem tocmai aceia care nu am studiat temeinic de fapt nicio religie, nicio credință, și care trăim fără să credem în nimic cu adevărat, fără să practicăm nicio credință cu adevărat. Acei căldicei care nu căutăm nici adevărul, nici credința, nici dragostea cea adevărată, ci din diverse motive trăim doar pentru trup și pentru lumea aceasta. Cu toate că ne imaginăm că toți credem. Și m-a cuprins aseară acest gând înfricoșat că noi, aceia care spunem aceasta, suntem cei mai deplâns, cei mai săraci și goi. Și chiar Mântuitorul a spus pentru noi cu durere și îl citez, știu faptele tale, ode ai fi rece sau fierbinte. Dar astfel fiind căldicel, nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. Eu mă cutremur la aceste cuvinte. Și mi-aduc aminte cuvintele vrednicului de pomenire, părintele de care sigur ați auzit, credincios sau necredincioși, evreul, fostul evreu Nicolae Steinhardt. Și el spune așa, și îl citez. Da, frați creștini, așa e cu Hristos. E pe viață și pe moarte, nu-i de joacă, nu-i de șagă, nu-i cu jumătăți de măsură, nu-i cu fofârlica. Uite, popa, nu e popa, nu-i că să vezi că, nu-i cu ce putem face sau cu împrejurările m-au silit. Hristos e bun, blând, milostiv, mâncăitor și dulce, dar nu e numai atât. E tot una cu acela care s-a dăruit de voie pe cruce și și-a vărsat sângele pentru noi murind în chinuri cumplite. Hristos e bun, blând, milostiv, mâncăitor și dulce, dar e și teribil. E cel care n-a precetat nicio secundă ca să se lase răstignit. El ne cere să ne luăm foarte în serios situațiile noastre de creștini. Cu el nu-i de șagă și de joacă. Pe oamenii putem minți, înșela, amăgi, duce cu vorba și completez că chiar și pe noi înșine. Dar pe Domnul nu-l putem minți, înșela, amăgi sau duce cu vorba. Deci dacă ne lepădăm sau ne rușinăm de el, și el se va lepăda și rușina de noi la judecata din urmă. Am încheiat citatul și monologul, citatul părintelui filozofului și intelectualului Nicolae Steinhardt. De aceea, mă bucur de această carte scrisă de doamna Dorina Stoica în aceste vremuri grele în care parcă harul și talentul s-au luat, nu știu dacă de pe pământ, dar parcă din poporul nostru. Nu știu dacă veți observa că nu mai avem talente, nu mai avem valori. Mă gândesc la un domeniu mai puțin agreat de biserică. Uitați-vă la actori. Au murit Dem Rădulescu, au murit
acei actori mari pe care nu mai numesc și acum nu mai vine nimeni. Este, repet, o carte care nu citează teologii și nici filozofii complexe, ci o carte care, zic eu, îl ia în brațe pur și simplu pe cititor și îi povestește ca pe genunchii dragi ai mamei sau ai bunicii, dacă vreți, călătoria care a mișcat sufletul ei delicat de femeie, o călătorie fabuloasă și plină de peripeții tainice, pe un tărâm atât de îndepărtat de România, atât de misterios, atât de zbuciumat și totodată atât de plin de liniște, speranță și pace, un pământ al paradoxurilor și un tărâm unde în vremurile noastre, din păcate, tronează păcatul, dar prisosește și harul, căci tărâmul nașterii și învierii și a ridicării la cer, pământul pe care a ales să calce Dumnezeul desăvârșit, acel Dumnezeu desăvârșit care fiind în viață alături de noi, ne-a avertizat că toți Dumnezeii neamurilor sunt dragi. L-am citat. Hristos, către care tot sufletul plânge și îl caută, de multe ori, fără măcar să știe că pe el îl caută, și nu de puține ori, exact în cele mai greșite locuri și modalități. Cum oare să nu fii curios, citind această carte, să afli cum e acolo, cum sunt oamenii, priveliștea, pământul, aerul, în Israel, în Betleem, în Ierusalimul cel frumos, acolo unde cel răstignit, pe crucea, crucea de pe care noi mai tot timpul fugim și de pe care continuu vrem să ne dăm jos, acel Hristos care a strigat odată cu ultima picătură de sânge ce a curs, sânge de care s-a rănit și s-a cutremurat pământul la propriu, acolo unde când cel ce s-a răsat răstignit pentru păcatele lumii, Hristos a strigat, iartă-le lor, Tată, că nu știu ce fac. Nici noi nu prea știm ce facem când ne lepădăm și ne depărtăm de biserica noastră strămoșească. Cum oare să nu-ți dorești să pășești pe acolo și tu? Pe pământul pe care a pășit cel care ne-a învățat atât de simplu și smerit să iubești pe aproapele tău, oricine ar fi el, ca pe tine însuți. Adică pe tine însuți, nu ca lumea, ce iubește doar cele ale lumii și înțelege numai cum îi convine ei, ci pe tine însuți, adică sufletul tău. Și cum poți să iubești sufletul tău dacă nu-l iubești pe cel ce ți l-a dat? Și cum să iubești pe cel ce ți l-a dat și pe cel ce a dat și dă și va da toate suflete dacă nu iubești sufletul aproapelui tău? Și cum să iubești pe aproapele tău și sufletul său dacă tu singur nu îți iubești sufletul tău și pe cel ce ți l-a dat mântuirea noastră? Cum să iubești, cum poți spune sau dori să iubești dacă nu iubești și nu îți dorești în primul rând numai și numai adevărul? Dacă doar citind un jurnal de călătorie despre Ierusalimul pământesc și păcătos, lumesc, mă înfior atât, cum o fi oare în Ierusalimul cel ceresc, cel nesfârșit și fără de prihană? O carte care povestește atât de direct și de simplu o simplă călătorie, oare cum poate naște în mine atâtea răscolii? Citiți-o și dumneavoastră și sufletul dumneavoastră va vedea. Mulțumesc! Interesantă tristețea prietenului nostru Andrei, dar să nu fie o tristețe psihologică, cum o definește psihologia sau dicționarul explicativ al limbii române. L-am înțeles ce fel de tristețe are, tristețe care bănuiesc că o avem și noi. Și reiterez sfatul, dorința lui Andrei ca să citiți cartea, numai că această carte, dacă n-ar fi fost niște oameni de suflet care să contribuie cu ceva la apariția ei,
așa cum afirma în vremuri de restriște, cartea n-ar fi apărut. Așa că permiteți-mi să dau citire celor care au contribuit la această carte, să o vedeți cum vă arăt eu și apoi să o aveți și dumneavoastră în biblioteca personală. Cartea a apărut cu prilejul, cum spunea și domnul președinte, al sărbătorii noastre care pe care o avem, începând cu 8 octombrie 1954, de când s-a înființat această casă, și ținând, vă închipuiți, de atunci până în, până în 2014. Atâția ani o să o sărbătorim. Au contribuit cu ce au putut și cu cât au putut oameni de suflet, pe care, dacă permiteți, dau citire. Apostol Grigoriță, Budeanu Gheorghe, Burghelea Lucica, Chihaia Gheorghe, Dobrin Ion, Fitcan Mircea, Gerasim Luca, Goraș Cezar, Iacob Teodor, Ilie Petru, Marie Maria, Mihai Nicolae, Răpan Sorin, Roșca Valentin și Staș Ion, domnul colonel, în paranteză R. Mulțumim, le mulțumim și să-i sfătuim să mai strângă ceva bănișori și să contribuie și la apariția altor cărți sau acest gesturi de plină omenie. Acum, pentru scurt timp, dați voi domnilor musafiri să vorbească și doamna așa. Și după aceea, cine dorește din sufletele noastre să spună câte ceva. Mulțumesc. Deci această carte este o nesfârșită mulțumire. De ce spun lucrul acesta? Deoarece, începând de la subiectul cărții, care este generat de călătoria pe care am avut binecuvântarea și fericirea de a o face anul trecut la locurile sfinte, datorită unei persoane, așa cum spun în deschiderea cărții, cunoscută virtual pe un site creștin ortodox, pe nume Mirela Tumbar, craioveancă stabilită în New York, care, cunoscând dorința mea mărturisită într-o postare de a ajunge în aceste locuri, mi-a oferit nesperata șansă de a ajunge acolo. Trebuie să, unii dintre dumneavoastră poate ați fost. Cred că sunt puțini. Se spune acolo, când ajungi, că oamenii care ajung acolo sunt oameni pe care Dumnezeu îi alege special pentru a cunoaște. Unii dintre ei sunt chiar necredincioși, sunt atei, dar odată ajungi acolo, acești oameni, în structura acestor oameni, se produce o zguduire a conștiinței și devin conștienți de faptul că tot ce au citit din cărți sau au auzit în biserică, cei care frecventează biserica, sunt lucruri adevărate, care pot fi pipăite, care într-adevăr s-au petrecut. Deci mulțumirea mea pentru această persoană este infinită. Eu nu voi uita niciodată pentru acest gest pe care, vă spun, este uimitor. Aproape nu ne vine să credem că i se poate cuiva întâmpla un astfel de lucruri. Pe lângă aceasta, eu am avut, deci noi suntem majoritatea pensionari cu pensii de România. Și eu sunt unul dintre oamenii cu pensie de România de 650 de lei. Nu mi-aș fi permis niciodată să adun suma de 50 de milioane care să-mi permită să fac acest pelerinaj, pentru că este unul dintre cele mai scumpe pelerinaje. Cu acești bani poți merge pe o plajă exotică, să te simți bine, poți merge în toată Europa, dar ca să ajungi acolo ai nevoie de un săculeț de bani. Așadar, așa cum spunea cel care este Andrei Nicolae, pe care am avut bucuria cu ocazia acestei pregătirii acestui eveniment să-l cunosc de aproape, un tânăr deosebit, aceste locuri îți stârnesc ceva profund și inexplicabil în cuvinte.
De ce spun că această carte este o infinită mulțumire? Pentru că, îl contrazic un pic pe domnul Coloșencu, cartea tot apărea, așa cum au apărut toate cărțile mele. Pentru că a fost o pronie divină. Tot această persoană mi-a trimis 102-3 de euro cu care am scos celelalte cărți într-un tiraj mic și am avut și șansa o parte din ele să le dăruiesc, chiar o parte chiar să se vândă. Ultima carte lansată chiar s-a vândut și mi-am scos banii pe care i-am investit în acea carte. Așadar, trebuie să credem că tot ce ne dorim, dacă ne dorim cu adevărat și este plăcut lui Dumnezeu, se împlinește fără dor și poate. O aveam în calculator scrisă carte, voiam să fie mai amplă, voiam să fiu mai atentă la alegerea pozelor pe care le-am făcut. N-am vrut să-mi pun figura mea în această carte, deși la toate cărțile mele am pus o poză, pentru că am zis că tot ce este legat de această carte nu mi-aparține mie, ci aparține celor care au contribuit la apariția ei. Ca o, tot prin pronia divină, s-a ivit această oportunitate, eu nu știu cel a determinat pe domnul președinte, consiliul director și sponsorii să facă posibilă apariția acestei cărți, care fără dor și poate va ajunge la fiecare dintre dumneavoastră. Am să spun doar câteva cuvinte despre conținutul cărții. Am, ca o persoană care frecventez biserica și încerc să înțeleg credința ortodoxă, din fost ateu am devenit o persoană practicantă a credinței ortodoxe, am încercat să mă țin de litera Evangheliilor, să nu am prea multe păreri personale sau sentimente. Sentimentele mele le-am spus în câteva cuvinte, pentru că locurile sunt atât de emoționante, îți trezesc o trăire atât de autentică încât aproape nu poți, ele vorbesc prin ele însule, nu poți să aduci tu cu cuvintele tale, eu una n-am reușit prin cuvintele mele să transmit acea emoție profundă care m-a încercat acolo. Un singur lucru aș vrea să vă spun acolo, la locurile sfinte se întâmplă minuni. Unii care au fost acolo, chiar preoți sau persoane duhovnicite, s-au smintit, cum folosim noi cuvântul în exprimarea noastră a celor care frecventăm biserica. De ce? Pentru că evreii au transformat aceste locuri într-un prilej de a câștiga foarte mulți bani de la turiști. Țara aceasta este iubită foarte mult de americani. S-a dezvoltat foarte mult datorită ajutorului american, ajungând să aibă unul dintre primele 10 țări din lume cu produse intern brut, oamenii acolo sunt bogați datorită faptului că dânșii știu să-și folosească potențialul pe care îl au. Țara lor este formată din stânci, din piatră. Piatra este, și țara este, sunt bogățiile de cele mai de seamă acestei țări. Dar ei au știut să transforme aceste pământuri într-un pământ al făgăduinței, de unde toată lumea se îndestulează. Eu am avut o profundă tristețe vis-a-vis de ceea ce am văzut acolo, pentru că m-am gândit, avem o țară atât de frumoasă, de bogată. Eu am stat am obiceiul acesta, când merg undeva, să stau de vorbă cu oameni, să privesc cu atenție ce au făcut psihologia oamenilor. Am stat de vorbă în biserica de la Ierusalim cu mai multe persoane românce stabilite sau venite acolo să muncească. Și mi-a zis, evreii gândesc despre România, spun așa, dacă noi am avea o țară cum este România, am fi cel mai mare exportator de produse alimentare bio din lume. A merge în această țară și a cunoaște ce a putut să facă un popor adunat de prin toată lumea. Evreii aceștia sunt adunați din toată lumea. Ei când au venit din America, din țările din care au fost, din țările Europei, au adus undeva ascunsă o sămânță de floare, o sămânță de plantă, un butaj de plantă exotică, un puișor de animal care au intrat legal sau ilegal în această țară. Au făcut un parc. Deci eu în cartea aceasta nu am avut nici timpul și nici
o carte costă mult. Nu mi-am permis, aș putut să scriu 200 sau 300 de pagini despre această țară, dar mi-a fost greu, am vrut să o termin, am vrut să o dăruiesc oamenilor, dar îmi doresc foarte mult să vorbesc foarte mult despre aceste locuri, pentru ca noi românii să înțelegem că nu facem nimic ca să fim noi însuși, să fim într-adevăr țara binecuvântată, țara Maicii Domnului, așa cum se spune. Deci au făcut un parc natural unde au adus toate animalele biblice, inclusiv acel animal unicornul și tot felul de animale aduse de prin toată lumea. Ei vor să transforme această țară într-o grădină, să prefigureze raiul care a fost acolo, pentru că acolo s-a petrecut totul. Acolo este alfa și omega. Acolo a început totul. Am fost într-un loc unde, care se cheamă Stânca Andromedei, unde se spune că ar fi fost, acolo a fost alungat Adam și Eva din rai. Am fost la Marea Moartă, care se spune că acolo ar fi fost Sodoma și Gomora. A fost atunci un impact atât de... S-a întâmplat ceva care nu poate fi egalat nici cu bombă nucleară, nici cu nimic, care a transformat pământul și stânca în smoală. Spun cei de acolo că timp de până prin anii 65 au cărat de acolo smoală și au pus pe acoperișurile caselor, pe casele lor care nu au acoperișuri, au așa deasupra o platformă. Șosele au fost de asemenea infrastructura făcute cu această smoală de la Marea Neagră, care acum s-a transformat într-un mâl pe care ei îl folosesc pentru produse cosmetice care se spun, sunt atât de renumite și atât de scumpe încât se spune că aceste produse fac oamenii să întinerească. Și eu aș putea să vă vorbesc câteva ore, dar nu vreau să. Și aș vrea să vă recomand să mergeți acolo, dacă aveți un ban, să îl investiți într-o călătorie în aceste locuri. Bravo! Am mulțumit, doamne, și încă o dată o felicităm. Și vă mai așteptăm. Dacă dintre dumneavoastră vrea să spună cineva ceva, dacă nu, trecem la prezentare. Da, vă rog. Pardon, Olaf, da? Stimați invitați, în neliniștea mea de aseară, de somnul meu de aseară, am citit și eu cartea doamnei Stoica Dorina. Este un jurnal de călătorie pe care eu l-am apreciat prin documentarea extraordinară pe care a făcut-o pentru a putea să editeze o asemenea carte. Un fin observator al evenimentelor acestei țări pe care fiecare dintre noi am dorit să o vizităm, dar nu avem posibilități, probabil. Am sezizat într-adevăr oameni, locuri. Este o carte completă pentru că aici găsim istorie, găsim geografie, botanică, găsim științele toate concentrate, așa cum de fapt se găsește și în Biblie, se regăsește și în Biblie. Dumnezeu este un credincios, am remarcat acest lucru, dar am observat undeva că ceva i-a zdruncinat chiar concepțiile dumneavoastră ortodoxe și zicea parcă aș vrea să devin catolic. Deci ceea ce spunea dumneavoastră se confirmă că cei care nu au prea mult studiu în domn, ci credință, referitor la Trinitate, Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sigur că citind și stând să contemple asupra a ceea ce este scris acolo, poate că vor apuca pe drumul indicat de doamna profesoară, care s-a mărturisit că, de fapt, mai în vremuri îndepărtate era și dumneaei una dintre cele care nu prea avea sâmburile de credință care să o facă să meargă la biserică sau să împărtășească și celor din jur credința în Iisus, în Domnul Creator, Dumnezeul nostru și în celălalt. Eu nu sunt unul dintre cei care, o mărturisesc sincer, eu am o
o carte, de fapt vine în fața noastră cu două cărți. Una e de specialitate, este intitulat Arc peste timp, e nefericit probabil titlul, că s-ar folosește frecvent. Este o carte de istorie națională, eu fi profesor de istorie, tratat în versuri. Deci temele principale sunt tratate în versuri. Am încercat și spre surprinderea mea am fost plăcut impresionat de faptul că elevii mei își însușau mult mai repede cunoștințele, nu așa cum cere manualul, care este foarte stufos, care prost și sistematizat. Și tot în versuri. Și răspundeau tot în versuri. Da. Dar are și o parte de, deci are o repere cronologice, sinteză și apoi tema evenimentul de evenimentul tratat în versuri și se poate folosi de la clasa a 4-a până la clasa a 8-a. Foarte bine la temele de istoria patriei. Dar anul acest, anul trecut, în 2012, cu sprijinul CARP Bucioasa, am scos un volum intitulat Din freamătul vieții. Pe mine mă frământă toate evenimentele ce se petrec în jurul meu, bune sau rele. Sunt atent la semenii mei, la vrerile lor, la bucuriile lor. Și aș începe, nu știu dacă vă răpesc mult timp, să mărturisesc credința mea în două strofe. Încă mai iubesc frumosul, deși sunt de vârsta a treia. Tot ce în viață îmi e drag, sunt florile și femeia. Am două obilezme ce te îmbată câteodată. Femeia când e iubită, iar floarea când e odată. Domnul, lipsește vinul de aici. Lipsește vinul. Și ca să fiu un domn cu cele tratate de cartea doamnei Stoica, ca să vă mărturisim un crez al meu. Știți că Dumnezeu este văzut de fiecare și am eu poezie, voi merge alături de voi. Pentru că știți, dacă eu nu sunt dus prea mult la biserică, că așa am fost crescut de regimul comunist, sigur, cei care, cu care am venit în contact, domnule, dar dumneata, ești ateu sau știe ce ești? Și am zis, eu am Dumnezeul meu. Eu am pe lume un Dumnezeu ce nu se aseamănă cu al vostru. Că dacă ar fi la toți la fel, în lume nu mi-aș afla rostul. Cu Dumnezeul meu mă sfătui, la Dumnezeul meu mă rog. Chiar dacă mai greșesc vreodată, suntem mereu în dialog. Greșesc în stilul personal, deși nu o fac din răutate. Mă tângui și îmi pare rău, iar Domnul sper să-mi dea dreptate. Îi cer să-mi deie sănătate, să am puterea de a răzbi atunci când gândurile negre îmi interzic chiar de a trăi. Cu el alături am lumină, am bunătate și speranță, iar zilele ce or să vină vor fi împliniri cu siguranță. Voi merge alături de voi, a celor care mă detestă, poate, chiar dacă voi mă renegați. În lumea celor de apoi, vrem sau nu vrem, vom fi toți frați. Și ca să fiu, să mă duc eu la Ierusalim, imaginar, virtual, pe viitor turist. Am poezia intitulată Te așteptăm. Privesc în zarea îndepărtată și văd o rază de speranță în cel pe care îl așteptăm să lumineze a noastră viață. O ducem greu în lipsa lui, ne-am vrăjbit prea rău satana. De aceea noi îl așteptăm așa cum așteptăm pe mama. Doar el este depozitarul soluțiilor mântuirii de multele noastre păcate pe drumul lung al fericirii. Vino, Iisuse, mai curând, ne dă a ta învățătură, că ne-am pierdut cu toți credința și suntem dominați de ură. Nu ne gândim decât la gură, de suflet încă nu ne pasă. Ne străduim să avem de toate, cu tine nu mai stăm la masă. Nu ne mai ești învățătorul în care încredere aveam. Tu ne învățai doar lucruri bune și în jurul tău uniți era. Acum, a ta învățătură o înțelege fiecare în funcție de interese și de păcatele ce are. Suntem scindați în mii de cete de care tu habar nu ai. Ne zicem frați, dar nu suntem
și vrem să ajungem drept în rai. Te așteptăm ca să cobori și să întrebi ce se mai poate. În oastea ta să ne aduni și să ne curăți de păcate. În fața Tatălui cu toții să stăm la dreaptă judecată, chiar dacă în viața am greșit, luând pe Lucifer dreptată. Tu poți ierta, ai demonstrat-o, în scurta viață pe pământ. De aceea noi te invocăm să vii între noi cât mai curând. Și pentru că avem aici geneza vieții, femeia, icoana la care trebuie să ne închinăm, pe care trebuie să o așezăm acolo la loc de cinste. Eu am o serie de 7 poezii dedicate femeii, la începutul volumului, și am să vă citesc una. Iubita mea. Aia de luni, dacă șapte. Aia de luni. Când Iocelul se trezește de sub nămeți cu foști de nea, mă îndrept cu bunul către tine și te slăvesc, iubita mea. Tu ești ființa de început, tu ești întocmai ca un scut de care mi-am legat destinul și rostul meu pe acest pământ. Tu ești frumoasa sărbătoare pe care o trăiesc mereu. Tu ești balsamul ce mi-alină durerea când îmi este greu. Eu fără tine sunt orfan și sufletul îmi e pustiu. De aceea în inimă te port atâta timp cât voi fi viu. Nu pot spera în vreo izbândă dacă alăturea nu-mi stai. Parfumul sufletului tău mă îmbată ca floarea de mai. Doar dacă suntem împreună, ne împlinim harul divin de a naște viață din viață, cât pe pământ încă trăim. E ziua ta, nu doar acum, la început de primăvară. Și ori de câte ori bărbații te prețuiesc ca pe pomoare. Eu am anticipat și am scris poezia asta. Sfintele doruri. Două doruri pe lume sunt fără egal, în care durerea este sfântă și clară. Unul este dorul de mamă, sublim, colosal, și celălalt la fel de măreț și de sfânt este dorul de țară. Dacă soarta te face să umle prin lume pribeat, departe de țară și departe de mamă, aceste nobile doruri, duios și cu drag, neîncetat la ele te cheamă. Și dacă vreodată vei fi întrebat ce averi în suflet le porți ca sfântă comoară, răspunsul să-ți fie senil, răspicat, dorul de mamă și dorul de țară. Acei ce de toate s-au înlepădat, uitând să mai dea simțirilor seamă, săvârși vor pe lume cel mai mare păcat, dârfii ca să-și piardă dorul de țară și dorul de mamă. De aceea e firesc, nici când să uităm, din noi niciodată credința să piară, că atât că trăim pe lume avem o singură mamă și o singură țară. Câteva cuvinte pentru domnul Sărbii Mășenco. Rebusist de anvergură, preceput în toate cele, cu excepția în manele, niciodată monoton, face care o frate, super cum se mai poate, dar de noi ceva cultură, te vorbesc așa la ele, ca atâta la saxofon. Sergei, dacă repus face, face o treabă eficace. Merge pe idei concrete, vrea pe proști ca să-i deștept. Lăsați-mă să vă spun să mai știm un pic din din sfințenia asta. Să vă spun câteva micro desă de primăvară. În mesul acestei luni florale, când cromatismul de petale năvălește în retină, simt mintea că mi-a la vale tărându-mă în colosare imperii pline cu lumină, lăsându-mă să înțeleg că de tot acest mister întreg, doar primăvara e de vină. Și altă, când mi-am la piața cu încât v-am scris, un salt în mult, fascinat, și o tăie nesigurată, trebuie să-l dumulă. În fiecare an când îmi floresc salcămii, în floarea lui, lor văd fericirea lumii,
Dar neveșnic, deci ce mă întâmplă, că așa de rar aceasta se întâmplă. Un gând mereu maros mă roadă și acum, ce minunat ar fi să fiu și eu să-l câmp, să-mi floresc și florile să-mi fie nevestecite într-o veșnică. Și o secundă, pentru toate doamne deci, pentru toate doamne, te caut iubito prin spuma de mare, prin albastru de cer, prin rază de soare, prin lacrimi de rou, prin oblinzi de izvoare, prin poare de pân, prin surusul de floare, prin sporul de păsări etern călătoare. O, Doamne, Doamne, ce grea și frumoasă, răspunde frumoasă, e aceasta mereu, mereu căutare. Te caut. Mă rog să-mi permiteți să iei câteva cuvinte. Vreau, în primul rând, să mulțumesc tuturor delegaților care au susținut în orașul nostru, să ne doreze toată inima un la mulți ani, un Paște fericit, și un drum nou să aveți înapoi acasă, cum a venit. La două oară vreau să-i mulțumesc domnului Seriei Coloșe, care a făcut o expunere extraordinar de frumoasă, pe care m-a mișcat, ne-a pus la curent cu tot ce a conservat, dar că e mai bun. În al doilea rând, nu pot să trec cu vederea să mulțumesc domnului Andrei. Poate m-am observat, pentru o frumoasă expunere, m-a pătruns până la oață. Sunt o bună creștină, tot timpul expunerii dumneavoastră, eu am plâns. Nu Andrei dat florile. Nu lua Andrei, dar prietenii mele, doamna Stoica, care ne-am cunoscut prin prezența domnului președinte, care este un om extraordinar. Vreau să credeți că sunt o femeie la 80 de ani, pe aștept un sfârșit, să rămână mulțumesc. Și vreau, sunt o colaboratoare în casă, să-l promiteți aici întregul acest prieten al dumneavoastră, că nu mă veți uita atâta timp cât Dumnezeu îmi va da încă câteva zile. Vă mulțumesc pentru atenție, permiteți să o credeți că prietena mea, îi dau aceste flori, te urez, să vă cresc, să vă dea Dumnezeu sănătate și mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim domnului Olaru pentru versuri de frumoase care ne le-a declamat. Dacă nu-l cunoașteți, eu un lădoi de versuri știe, dar ăsta e comparația, dar e o metaforă care îl cunosc de când stai de vorbă cu dumnealui. Cum spunea și domnul profesor, nu mai versuri ce vorbește, are o explozie de rime, ceva de invidiat. Da. Și referitor la ideea, continui ideea care am spus-o mai înainte, referitor la domnul profesor că ne dă, oferă niște cărți, aceleași gânduri bune le-a avut, le-a adus de pe deal, de pe Cozia, rețineți, nu Valea Oltului, de pe strada Cozia, domnul doctor Gălățeanu, care a venit din numeroasele sale titluri, a găsit câteva pe acasă și ca să nu îl încurce, nu se împiedice de ele, a venit și să le ofere casei. Acum că știu că timpul e... Nu vă uitați, că e pe vechi, e pe vechi. Așa. Câteva cuvinte să, nu domnul președinte, să prezentăm revista. Revista o să o căpătați și dumneavoastră, este Color, în primul rând. Deci o veți citi colorat. Se deschide cu rezumatul, am putea spune, adunării generale, care a avut loc acum vreo două luni. O lună. Așa, o lună, la... Slănică Moldova, și o să citiți printre rânduri fotografiile și textele cu ceea ce s-a realizat atât în interiorul acestei case, cât și cu partenerii de coabitare. Un colaborator permanent al revistei, de Ziua Unirii, domnul colonel, vă rog, te rog repaus, cu poezia care ne
încântă număr de număr. Doamna din dreapta Domnului, doamna din dreapta Domnului, să folosesc un cuvânt la temă, la atmosferă, prezentă cu o poezie și cu o mică fotografie. Deci vorbesc și eu, rime negândite. Așa. Pentru că numărul a fost puțin întârziat datorită adunării, numărul se consideră ca fiind omagial pentru 8 martie, 1 martie, 8 martie, sărbătorile care vin, în preajma sărbătorilor Sfântul de pe 23 aprilie, care văd că se uită și așa. Iarăși domnul colonel este prezent. Un foarte interesant articol documentar despre Paște, tânărul Andrei, în 4 pagini bine, bine, bine documentate. Apoi câteva date despre Florin, învierea Mântuitorului, ouăle de Paște, tradiții Sfântul Gheorghe. Gheorghe Gheorghe prezent cu biserica din Grăjdeni pentru musafirii noștri, o localitate lângă Bârlad, la vreo sub 10 km. Foarte aproape, dacă e linii dreapte. O chestie nemaipomenită, un fapt nemaipomenit pentru conducerea casei, pentru revistă, sărbătorirea celor care au depășit 100 de ani. Și, da, sunt câțiva care ne trăiesc și nu ne rămâne decât să le urăm sănătate. Domnul profesor Ghețeu prezent cu un medalion, o continuare medalion George Ienescu. Apoi veți găsi surpriza surprizelor. Se folosesc un eufemism capul răutăților, neștiind despre ce este vorba. Al doilea cap, Bogdan, care nu cunosc, nu știu, nu așa. Mi-au, împreună cu Gruia Novac și cu dr. Gălățeanu, mi-au trântit niște medalioane de, am zis că nu sunt eu acela. Dacă puneți mâna de aici, ați vorbit. Apoi, niște chestiuni tehnice care ale activității casei le veți găsi aici, Ziua Mondială a Sănătății, plantele medicinale, un lucru nemaipomenit pentru mulți dintre bârlădeni. Unul din comandanții poliției locale, dacă n-am făcut armata, n-am făcut Marenică Gâlcă, prezent pentru a nu știu câta oară, cu un text de proză foarte, foarte la obiect. Talent, talent sub haina de, și nu-i numai, sub haina de sergent. Recent auzisem la radio la Constant București că un temperatur în Severin a 8-a sau a 10-a carte de versuri scris, așa că nu contează haina. Ca paranteză, menționez, domnul președinte, să știți că reprezentantul orașului Huș e prezent aici în sală la noi. L-a trimis domnul Jean Ciuchilan. Ciuchilan. Domnul profesor. Da. Câteva poezii, apoi o pagină legată de domnul Olaru cu partea de rebus și acum îmi permit, pentru că de când vorbesc aici au trecut o oră și înseamnă că am căpătat rădăcini, permit să fac o propunere domnului președinte și Consiliului de Administrație. Pentru că știu CEAREU organizează concursuri diferite. Crosul, șahul, tenisul. E, și eu propun pentru numărul următor un concurs de dezlegări din acestea cu premii. Dar premiile să fie cât se poate de substanțiale. Nu cu plecări în străinătate, peste votare în altă, nu, cu nici premii cu plecări la o alimentară, cu plecări la un butic, la o farmacie, un second hand, când 2 lei sau 3 lei o haină.
cu premii în valoarea asta. Vă la Berlin? Da. Nu la Berlin, Germania, Berlin, Bârlad. Da. Se mai prezintă o listă cu persoanele de bună credință care au contribuit la protecția socială a membrilor asociației noastre, material, bănește, prin colaborare sau voluntariat. Cinste lor și aș zice că lista poate fi așa. În revista se încheie cu rezultatele câștigătorilor la cupele organizate, cu fotografii și s-ar putea ca în numărul următor să apară și fotografiile dumneavoastră din această sală într-o prezentare succintă a evenimentului de astăzi. În preajma sărbătorilor pascale și mai ales mâine că sunt florile și de mâine într-o săptămână a Paștele. Vă doresc sănătate, bucurii, împlinirea tuturor dorințelor și din partea mea, din partea firmei, pentru colaboratorii revistei și pentru că amintea domnul Olaru de preocupările mele, am adus drept cadou câte un exemplar dintr-o cărțulie de rebus despre... Au, cine-o căsăt? Ghiciți cine-o căsăt? Nu știu. Scrie? Nicolae? Hai. E vorba de o cărțulie care o vedeți scoasă tot la Sfera, grație prietenului nostru Bogdan Artene, despre istoricul cărții de vizită. Și o să găsiți aici pentru cei care sunt nominalizați, pentru cei care sunt nenominalizați, vă dau adresa și veniți la mine, vă ofer gratis, sunați cu capul sau cu picioarele în ușă, că mâinile vor fi ocupate. Domnul Gheorghe Gheorghe. Mersim! Plăcere! Nicolae Ghețău. Iorgu Gălățean. Marinel Gâncă. Rămâne. Pardon, asta-i chiar de asta. Unde mai sunt? Andrei. Nicolae. Ca secret, de ce nu găsesc numele, am mai pus în plus Lucica Burghelea. Am mai pus în plus pentru... Da. Nu știu ce scrie aici. Col R. Domnul colonel. Cu plăcere. Catinca Popa. Dorina Stoica. Și pentru musafirii noștri. Mulțumim. 4, nu? Da. 4. 5. 5. Care e al 5-lea? Șoferii noștri care le-au adus în siguranță și trebuie să le și pentru domnii care se ocupă de literatură cu poezie, domn profesor, revista Academia Bârlădeană, care pare trimestrial, unde revista care poate fi ilustrată și cu operele sculptorului nostru. Mulțumesc. Rupiți câte două și faceți jubii jumătate. Și mai am una care 5 lei, cine vrea... Nu, domnul Filip, 5 lei. Cine vrea... Ha, dați-vă la ce ne doriți dumneavoastră. Da. Țin să vă mulțumesc pentru toate cele, pentru răbdare, pentru răbdare, nu din punctul meu, pentru răbdare,
Și nu știu dacă o să mă mai vedeți mâine, că mâine am problemele mele cu florile. Da. Mulțumesc frumos. Domnul Prezeanu. Da, prezentați, vă rog. Ceea ce minune ați făcut dumneavoastră, că și eu, unde mă duc undeva, sculptor în lemn, dar altfel de preocupări. Da, este vorba de... Este vorba de o mică expoziție în sculptura în lemn. În partea stângă am prezentat un basorelief cu scheme de specifice, am spus eu, românești, adică scena cosipului. Da, scena cosipului în stânga. O scenă cu bogățile Deltei. Am unit într-o reprezentare mai realistă. Eu sunt un sculptor de formație mai modernă, dar pentru dumneavoastră, deocamdată aici, am adus o parte din lucrările mai veche acestea și mai nouă acea lucrare. Așa. În dreapta este a tripticului, este o scenă reprezentând abundența, recolta. Deci este o compoziție cu tematică, să spun, cu reprezentare realistă, cu tematică autohtonă, așa, cu o reprezentare mai realistă. Aici este o icoană, deși noi în sculptura românească nu avem, în, chiar religios vorbind, decât în pictură reprezentată Maica Domnului cu iconografia. Da, iconografia. Noi nu avem o sculptură reală, da. Adică aceasta aparține catolicilor, dar eu am reprezentat plastic. Adică toate lucrurile mele sunt niște încercări plastice de reprezentare. Nu intru în, poate mult în partea asta literală, să zic așa. La fel, două variante cu această icoană. V-am spus, formația mea este alta. Eu sunt un sculptor mai modern, o formație mai modernă. Să sperăm că voi veni aici la dumneavoastră cu o expoziție mai mare, dar trebuie o sală mai mare, eventual, să vedem. Da, acolo e Dunărea. Da. Acolo este reprezentarea Chilia. Țin minte că odată doamna profesoară, eu am făcut la Academia de Artă de București, doamna profesoară Getra Caragiu, sora actorului. Sora actorului, da. Și ne-am dat o temă să reprezentați o compoziție cu apa. Ceea ce e o chestie extraordinară. Noi, ca sculptori, avem mijloace de expresie foarte reduse, foarte limitate. Dar trebuie să o concentrăm. De altfel, aș vrea să apreciez foarte mult marea realizare a dumneavoastră, cred că e unică în țară. Frumosul Muzeu Marcel Bugeanu. Marcel Bugeanu. Da? În acest este mare ținută europeană și mondială. Vă mulțumesc foarte mult! Rugăm pe domnul Gălățeanu să spună părerea, opinia și de asemenea să ne prezinte și cărțile pe care le donează ce are pe urmă. În primul rând, felicitări scriitoarei Dorina Stoica, la a doua carte care o văd. Așa. Și sunt... Să lăsăm așa, că am voce. Bă, sunt emoționat. A fost emoționat. E cu totul tău, Andrei. Nu trebuie să fii trist. Lasă-mă din mine să fiu trist. Că dacă îți spun că de 40 de ani când lucrez în profesia mea de medic, am un material didactic impresionant. Dar mai ales acum, de două decenii, te impresionează pentru că este răspunsul omului al modului chinuit pe care trăiești în ziua de astăzi. Lucrul care m-a degenerat pe mine
din 2000 să mă abat de la mersul normal al vieții și să mă dedic, să mă închid într-un loc și să scriu. Ei bine, în 13 ani am urcat scară cu scară, greu, foarte greu, am ajuns membru unui scriitorilor. Sunt edituri care ne editează cărțile acum. O să-i fac surpriza și asta e o paranteză domnului profesor, spre surprinderea dumneavoastră, nu v-am spus până acum, Blestemul propriilor, scris în 2003, începea o trilogie anticomunistă. Dezamăgirea de ce văd în țară m-a împins spre acest teren. Iarăși fac o paranteză. Din 95 au trecut 18 ani când eu nu mi-am făcut niciun concert, dacă pot să crezi. Am stat numai în bârloc și acasă. De 18 ani. Deci partea a doua a activității profesionale mi-am înclinat-o spre scris. Am găsit o pasiune. De ce? Revoltat de ce se vede în țara asta. Cine ne-a dus în situația asta? Păi tristețea ți-am spus, lasă persoana mea, că eu am să plec cândva, când nu știu. De-aia am căutat de multe ori să-mi spun cuvintele în versuri. Am vreo 5 cărți sau 4 cărți cu versuri. Sunt foarte triste, dezamăgitoare, te întristează. Dar ele sunt pline de realitate. Sunt pline de subiectivism, ar părea. Dar eu sunt convins că auzând un tânăr vorbind ca tine astăzi, m-a impresionat. Înclinațele tale teologiste la fel m-au impresionat. Și eu sunt un creștin, un ortodox, nu habotnic, dar îți spun că numai cu credință și în el crezând, am spus că el m-a împins să scriu de acum înainte. Și el m-a împins să stau acasă. În acești ani, 18 ani, am fost foarte trist. Am avut mamele care au murit la o săptămână diferență, după 8 ani de îngrijiri la pat. Erau paralizate. După 8 ani se îmbolnăvește soția mea de cancer. Scoatem sânul, după alți 4 ani, pe cipostatice, metastaze de pace. Și în ziua de azi mă chinui și merg cu ea de 4 ani și face cipostatice. Acum nu vreau să te întristez sau nu vreau să întristez asistența, dar repet și voi încheia cu ce am vrut să spun ție, lasă pe tristeța să cadă pe umerii noștri mai în vârstă. Tu, o generație tânără, pleacă înainte, construiți ce trebuie în țara asta și face să fie și la noi asfaltul, cum spunea în carte, fără un pic de crăpături. Mi-a fost frică să merg la Iași direct, Solești încolo, pot să mă anunță, nu înainta, că e plin de gropi. Eu vreau să ajung la computer, tomografie, să-i fac soție. Și m-am dus Negrești, Ugulite. Acum găsesc un motiv și îți mulțumesc că am fost impresionat, repet, să pot auzi un tânăr vorbind așa frumos. Acum să vorbesc de prietenul meu, Serghei Coloșeu. Domnilor și doamnelor, l-am cunoscut mulți ani în urmă și ca să fiu mai subțit, să nu mă întind, ora fiind târzie, eu trebuie să fiu foarte punctual, că sunt din fire neamț. Am promis colonelului meu că la 1 sunt acasă. I-a venit de la biserică și trebuie să fiu cu ea să mâncăm împreună. Vinem și noi la 1. La 1 sau la masă, la mine. Am spus ca să fiu mai subțit, am oferit un medalion adresat domnului sale Serghei Coloșencu, în care am căutat succint să surprind câteva păreri ale mele despre un om deosebit. Și ca să intru în subiect, am spus succint portret lipsit de enigme. Doamne, m-ai împins din nou la înaintare să le dau seminelor unei câteva impresii despre altă personalitate a ei, una cu mintea plină de un munte de epigrame și de cuvinte încrucișate, spre bucuria noastră, printre cele mai versate din țară și de peste hotare. Este dificil, va trebui să fiu foarte atent, altfel cine știe ce anagramă, criptogramă sau altceva din genul cuvintelor scăldate în licoarea aurită a creierului său de ghețat, va concepe balosanul în domeniul despre umila în ființă. Până una alta, parafrazez pe Panfil Șeicaru, când amintea de George Cutoveanu ale vechiului Bârlat,
primul din trioul care înființase în 1915 Societatea Literară Academia Vâlădeană. Ajunge să te concentrezi puțin ca să regăsești intacte emoții, sentimente pe care le-ai încercat cândva. În noi trăiește neatinsă viața noastră până în cele mai neînsemnate amănunte și evocate, prin să reînvie cu o prospețime, cu o căldură de nici n-ai crede că au trecut ani. Noi ne-am schimbat și nimic din ce ne-am încântat odinioară nu ne mai pasionează. În fond, noi nu ne schimbăm. Mi se pare că ne transformăm când nu facem altceva decât să suprapunem variantele forme ale existenței noastre sufletești. Mai scurtez din acest paragraf și pentru a putea să-mi dezleg limba, să trag zăvorul din partea dinților, în spate, mai adaug cuvintele umanistului Michel de Montaigne. Socot că nu există în închipuirea omenească fantezie oricât de dezlănțuită care să nu găsească o corespondență faptică în viața de fiecare zi și pe care rațiunea noastră să nu o poată, prin urmare, susține și fundamenta. Așadar, suntem făcuți să suferim, să ne fericim sau să aducem altora suferință și fericire. Ziua în care o ființă umană pierde aerul adolescentin va fi una tristă, umbrită de apăsarea vremii ce aleargă, a pierderii de personalitate și a degradării biologice. Suntem înconjurați de o umilitoare violență mascată sub diverse forme de degradare socială în care domină perfidia și oportunismul, durerea și deznădejdea, teama și grijile. Ani plini de ură în confruntare cu necunoscutul, ani în care cei mai mulți au uitat de iubire, nu în sens biologic, ci în sensul aceleia spirituale. Deci, înstrăinarea de cei din preajmă și, mai grav, al străinării de sine. Sunt suficiente motive să stăvilesc decepția, să alung în zări depresia și să gust bucuria relatării unor fira de dar nemuritoare impresii, imagini tipărite adânc în memorie despre omul înzestrat de Domnul cu impresionanți mesaj de cultură. Ei bine, acesta, profesorul Sergei Coloșencu, scoborând într-un cie din Basarabia soră, am auzit de redutabilul rebusist încă din perioada studenției mele, prin anii 70, când eram un împătimit și sunt al dezlegării de cuvinte crucișate și mă lăudam la colegii din cămin că ești bălădean de-al meu, însă eram dezamăgit când le spuneam că nu am avut onoarea să te cunosc personal. Abia după întoarcerea acasă mi s-a evit și oferit cinstea, când respectul devenise reciproc între localnicii cu profesii diferite. Ne-am legat amiciția odată cu reînființarea Societății Literare Academia Vâlădeană, apoi cu editarea revistei cu același nume și de atunci drumurile noastre s-au închegat, s-au pavat cu onoarea și cu afectivitatea uneia față de celălalt. Oh, de câte ori am fost la tine în casă și am înștebat scurte, dar fructoase dialoguri pe teren cultural și editorial. Mă amuzam când vedeam cum te jucai cu motanul, cum se ascundea prin cameră și îl divulgai, hazliul de el. Mă bucur mult că mi-am făcut debutul literar la editura Sfera, unde erai redactor șef și mi-ai scădat Princii de Spirit, Iubire Imaginară, în poeme în anul 2000 și Iubire Imaginară, roman, două volume în 2001. Cu siguranță îți aduce aminte, nu? Doamne Dumnezeule, pot vorbi liber? Apropo, nu te supie dacă amintesc aici despre serile când ne apropiam de finalul corecturii manuscrisului primului roman, nu vei nici cheba cuvinte în cucișate grele oțelite la adresa mea? Știi, aproape nipilisem sub balcon, acolo în fața garajului, când într-o pauză de corectură ne adăpam cu tărie sau cu zeamă vechi de struguri, zău, nu pot spune exact, dar țin minte că eram lihniți de foame și mâncam prune coapte din sacul adus de piciorul meu. Refuzam să ne prezentăm în fața colonelului când ne chema la bucătărie să servim de legurii. Noi, nu doamnă, nu ne e foame, avem de terminat romanul și de da mai sacul ce ne trebuie mâncare. Nu avem aici destulă, răspundeam în cor, fără a pomeni de licoarea mecitoare
Ne clizeam unul la altul și pentru că ochii ne erau încrucișați, scuipam sâmburii printre florile ce începuseră să se mustuce. Dă, era sfârșit de toamnă, nu-i așa? Of, nene, cum a fugit frumoasa vreme! Semn al recunoștinței, dorind a fi veșnici, am redat întâmplarea în alt roman, dar să nu uit să pomenesc lumii pățania grupului de literați care a plecat la Chișinău, oare să fi fost pe muchea dintre milenii? Ascultă, la fel și ei să o facă. Ei da, și anii au trecut, nu tare mulți, nu, nu. Și vor mai trece alții, dea Domnul la fel de plin de bucurii și sănătate. Îți aduce aminte când am călătorit cu alții la Chișinău? Cum arăta gașca înghesuită în microbuzul închiriat sau sponsorizat de nu știu ce firmă? Naiba știe, a cuiva ce se cheamă mai nou patron, Serghei și Anuța pe scaunele din față, Nețuc cu alui chitară, Ion și cu mine pe cele din mijloc, două profesoare de istorie, doamna Mono și cu gramaticul, alți doi tineri după noi. Prin întunericul din mașină, ce înainta, a nevoit spre șoseaua erundată de ploaie și lapoviță, după ce trecuse de Crasna spre Huș, să ajungem la Albița, pe drumul la frații de peste Prut. Sigur că mai continuu, dar să-mi plictisesc, voi încheia cu, așa am fost amice Serghei, prieten neprețuit, prieten prețuit, sunt rânduri redate în cartea de ale vieții, proză scurtă, botezată la Casa de Cultură George Totoveanu, alături de volumul de poeme Tălmăciri de Gânduri, Prunci de Spirit, cărora le-ai fost naș în 2011, șeful prezidiului, format din scriitorii invitați de la Iași, Huș, Vaslui și alții, și de-ai noștri prlădeni. Uite că a susit ceasul să-ți mulțumesc în scris și în public pentru că mi-ai fost alături și în viitor vreau, nene, să fii. Moment festiv la depășirea frumoasei bariere a trecerii prin timp, a celei de 72 de ani de scurgere a nisipului prin clepsidra veacurilor. Multă sănătate și fericire alături de Anuța ta prețioasă. Și acum să îmi predau domnule președinte, îi redau aici, le arunc peste masă, cum fac. Este spre toară. Dați-le la Andrei. Aici, sub ghilotina vieții, în două volume, o carte impresionantă. Și să nu uit că nu mă laud, dar toate cărțile mele au fost premiate la festivalurile naționale. Aici am luat premiul întâi, în 2011, cu Subghilotina Vieții, la festivalul de la Bistrița Năsăud, Liviu Ebreanu. Utopia Zidurilor, alături de cel... Mai sunt, eu vreau să dau mai multe. Vocea manuscrisului, Blestemul Plopilor și Utopia Zidurilor, încheie o trilogie anticomunistă. Este emoționant ce vezi și printre ele. De ale vieții sunt lucruri culese despre ce am vorbit întâlnit cu alți scriitori. Iar aici, atât am găsit, Magia Întunericului, ultima carte scoasă în 2011, la fel de tristă, precum ai dat-o de înțeles că ești. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, sănătate și dumneavoastră. Am rugămintea ca domnul președinte al Țarăpiu Cucioasa să ia cuvântul în numele Țarăpiului și a celor doi artiști de marcă ai orașului Cucioasa. Da. Timpul este înaintat. Nu știu cum să vă doresc gândurile. Să vă spun ceva cuvinte. Dar așa nu mai mult lucru să spun. În afară de prietenia care mă leagă de domnul președinte Nicolae Mihai, de Bârlat, de oameni de Bârlat, deosebit, pe care azi am cunoscut niște oameni extraordinari, și de legătura noastră cu Carpu, aș vrea să vă spun câteva cuvinte în legătură cu vocația pensionarilor, pe care am cam trecut așa un pic peste ea. Noi la Car Speranța Cucioasa și la Bârlat vrem să ținem o legătură
cu oamenii care au această vocație de a scrie poezie, de a scrie proză, eseuri și alte lucruri pe care vrem să-i promovăm. Pe domnul profesor Menciu l-am cunoscut destul de târziu, că altfel... Ajungea dânsul președinte. Nu e timpul trecut. Mare timp. Dar l-am ajutat efectiv și cu toată dragostea să promoveze această carte. Acum am lansat invitația, vă dați seama, puceți un oraș mic cu fost de 20.000 de locuitori, acum este vreo 14-15, restul s-au fost spanioli, italieni, știți dumneavoastră așa, cu 15.000 de membri, avem mai puțin oameni care se preocupă cu scrisul, cu poezia, cu versurile și așa mai departe. Vrem să-i ajutăm efectiv să facă acest lucru, să republicăm acum un volum cu preocupările dumneavoastră. De asemenea, noi anul trecut am sărbătorit 55 de ani de activitate, suntem mai mici ca dumneavoastră, așa cu vreo 5 ani, acum vreo 9 ani eram aici, chiar în sala asta, când s-au sărbătorit 50 de ani în Bârlad. Și ne-am mutat, cu această ocazie ne-am mutat într-o locație nouă. Vă invit și pe dumneavoastră, în funcție de cum aveți posibilitatea să veniți pe la Buceasa, dar am să mă refer un pic mai târziu la această chestiune. Și unde am fost în spațiul vechi, îi dăm o destinație socială. Și tocmai problema aceasta de socializare între oameni, între oameni care au rămas singuri, între oameni care au pasiunea de a scrie. Chiar o doamnă învățătoare mi-a zis, domnul președinte, haide domnule că sunt o grămadă de copii care sunt analfabeți. Mă angajez că îi alfabetizez eu în cadrul CR-ului acolo. E o chestiune mai delicată în ora mea, fiind în învățământ, am discutat cu ea, mai bunicule, zice, vezi cum stăm cu secția de învățământ, cu școlarizarea cu asta, să nu intri în alte conflicte. Dar vrem să mă înțeleg, vrem să facem aceste acțiuni de sociale pentru oameni. Și cu precădere aceste manifestări. Eu chiar mă gândeam în timpul când domnul profesor Groșnicu și ceilalți vorbeau, să facem și niște întâlniri între noi. Noi nu ne putem compara cu Bârladul. Dar, mă rog, adresez invitația domnul președinte, un microbuz așa de vreo 19 persoane, de oameni de cultură care vor să vină la Pucioasa. Noi avem și hotelul, nu este tot al nostru al personalului, dar este un hotel al personalului, unde avem 54 de camere, deci 108 locuri de cazare, unde putem să facem o astfel de întâlnire pe astfel de probleme. Îmi pare că n-am avut timp să citesc, nu că n-am avut timp, m-am pus mâna pe cărticica dumneavoastră. Acasă. Acasă, da. Vă felicit pentru inițiativa pe care ați avut-o și sper că, domnul președinte, veți găsi un sprijin mult mai substanțial și că spuneați așa, trec repede, v-am spus că e greu să coordonez gândurile, că spuneați la Israel cum au realizat ei cu pământ românesc, mă gândeam, domnule profesor, că noi suntem înfrățiți cu orașul Vadului Vodă. Și sunt prieten bun cu Iuri Osaficiu, primarul orașului Vadului Vodă, și fiind într-o vizită, el vine, chiar și anul ăsta a fost în februarie la noi, am văzut mireștii noi și Cricova. Și atunci ce au făcut și basaradenii, nu știu, de două abandonate, nu? Deci se pot face multe, multe, multe lucruri. Nu vrei, nu faci. Și noi, pensionarii, avem așa o perioadă foarte scurtă, nu prea avem timp. Noi trebuie să lucrăm foarte rapid. Și tocmai asta este problema, că vrem să punem în valoare oamenii cu vocația aceasta. Eu vreau să vă mulțumesc că ați avut răbdarea să mă ascultați, să-i mulțumesc domnului președinte că ne-a invitat. Am profitat de acest lucru și l-am invitat cu domnul profesor Menciu și oferim niște volume și cu sprijinul Carpului Speranța Pucioasa și artistului plastic, domnul Mezeanu, pentru a realiza și niște lucruri împreună. Eu vreau să vă adresez pentru ziua de mâine și ziua de Paște toate cele bune, multă sănătate și tot ce vă doriți alături de cei dragi și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Și toate mulțumesc! Mulțumesc!
Doamna, nu mă să fie. Aveți și de o folicină, un buchețel de flori, pardon, mercat. Doamna Chistu, președinta Cartului de Anul, și mine, haideți, mai avem încă un buchețel, mă dați-vă și nu, să oferim o bucurare. Vin într-un oraș istoric, Târgoviștea. Felicit inițiativa domnului președinte și mulțumesc încă o dată pentru invitația la această acțiune și la această manifestare a dumneavoastră. Felicit pe doamna, nici eu n-am reușit să-i citesc cartea. Sper că astăzi să o primim și să o citim. M-a impresionat. Vă cred, ați și avut-o probabil cartea, m-a impresionat în mod deosebit monologul lui Andrei, consider ca și copilul meu și îi spun Andrei, a scris ce a simțit, foarte frumos, exact ce a spus și doamna, mi-au dat lacrimile. La fel mi-au dat lacrimile la versurile domnului, dar nu i-am reținut numele, Olaru, vorbim despre mamă. Adrian Păunești. Foarte frumos. Acțiunea de astăzi m-a impresionat profund, plec cu impresii frumoase. Voi transmite colegilor mei de la Târgoviște ceea ce am văzut aici și ceea ce am simțit la dumneavoastră și vă așteptăm în orașul nostru istoric. Aveți ce vedea. La Pucioasa și Târgoviște. Să nu mai 20 de kilometri între noi. Se va duce buf. Deci fiecare din dumneavoastră veți primi un exemplar al cărții de Florin în Țara lui Iisus și un exemplar al revistei Viața Noastră gratuit. Cartea lansată are și autograf. Ca să știți fiecare carte. Dar înainte de a amâna aceste cărți și reviste, permiteți-mi să acord în numele dumneavoastră niște diplome de excelență. Prima diplomă de excelență se acordă doamnei Stoica. În semn de caldă, sinceră plăcuire pentru efortul depus în idealul de a descoperi frumosul și lumina și de a împărtăși nou oamenilor. La mulți ani! Îmi pare rău că a plecat domnului doctor Gălățeanu Iorgu în semn de recunoștință și prețuire așa când ajungă august. Ce să mai vezi? Doamne ferește de mai rău și de mai grav. Nu, dar am doi doctori oftalmologi. În semn de recunoștință și prețuire pentru colaborarea fructuoasă cu asociația noastră, cât și pentru dedicarea, creativitatea și devotamentul puse în slujba revistei Viața Noastră și a cititorilor săi. O să rog pe domnul profesor Serghei Nicoloșencu să... Eu, doamne, eu ofer, eu sunt tot distrat. Dar nu vă ceți la prânz, dar... Vă duc la masă, de asemenea, se acordă o diplomă de excelență sculptorului Brezianu Libiu. Cred că v-au impresionat aceste exponate. Ți-am promis ieri în grădina publică că voi depune toate diligențele ca să deschidă o expoziție la Muzeul Vasile Pârva. Deci acord această diplomă de excelență în semn de profundă apreciere și recunoștință, de sinceră și caldă mulțumire pentru nestăvărita sa căutarea sublimului pe care nu s-a îndrădnicit a păstrat doar pentru sine, ci prin operele sale ne-l oferă cu generozitate nouă tuturor. De asemenea, o diplomă de excelență se acordă domnului profesor Nenciu Paul, în semn de caldă și sinceră plăcere pentru efortul depus în idealul de a descoperi poezia, frumosul și lumina și de a-l împărtăși tuturor semnilor săi. De asemenea, trebuie să apreciem ceea ce este valoros și acordăm o diplomă de excelență domnului Artemie Bogdan,
în semn de apreciere și recunoștință pentru îndelungata și intensa colaborare cu asociația noastră, a noastră, cât și pentru aportul, entuziasmul și implicarea de care dă dovadă la apariția fiecărui număr a revistei Viața Noastră. Și momentul surpriză, care de fapt a fost și prevestit de domnul doctor Gălățeanu, bătut în cui. Colectivul ce are pe el în acuza Bărlar, redacția și colaboratorii revistei Viața Noastră, îi urează domnului profesor Sergei Coloșencu, tradiționalul la Munțani, sănătate și împliniri. Acest pliant omagial este realizat de subsemnatul, profesorul Bruia Novac, eu cu Gălățeanu, Andrei Nicolae Mihai și Bogdan Arten, sub regia acestei carte. De asemenea, nu vă grăbiți. De asemenea, se acordă domnului profesor diplomă de excelență în semn de recunoștință și prețuire pentru îndelungata și intensa colaborare cu asociația noastră și toate celelalte, nu le mai enumăr, iată că după aia ne plac laudele, domnul profesor. Da. La mulți ani, domnul profesor, uitați această diplomă. De asemenea, oferim domnului profesor o plachetă omagială. Trebuie să o chiar a intrat în obiceiul casei, așa cum l-am sărbătorit profesorul Bruia Novac la 77 de ani, așa am însă să sărbătorim și pe domnul profesor Sergei Coloșencu, colaborator permanent al revistei noastre, un om deosebit, un om de un ales caracter, un om de noblețe. Și vă mai spun? Nu vă mai spun. Iată că. La Moțani, uitați-vă și dumneavoastră. Să nu intre în cap. De asemenea, o sticlă de șampanie. Dă-mi! Ce spunea mai rău de coapa. Domnul profesor, aici? Să ca la orice sărbătorit tortul și să-i cântăm la mulți ani! Să vă mănânc pe o carte și o revistă și vă invităm jos pentru să-l sărbătorim domnul profesor cu o alună, cu un spriț și mai mult nu mai spun. Trebuie să-mi